Vizualizarea lucrărilor scrise va avea loc în perioada 1-2 august la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în intervalul orar 10-16. Aceste solicitări vor fi centralizate la finalul acestei zile, după care luni vor fi transmise către județul evaluator, comisia din județul evaluator. Pe o perioadă de mai multe zile, comisia respectivă are posibilitatea de a scana lucrările respective și de a le transmite în această formă nouă, județul de origine. Lucrarea respectivă nu va conține corecturi, ea este lucrarea exact în forma în care a elaborat-o în momentul examenului. Ca și în anul precedent, elevii nu s-au înghesuit să depună cererile, doar câțiva elevi constanțeni fiind interesați. Programarea candidaților pentru vizualizarea lucrărilor se va afișa la sediul ISJ Constanța și se va publica pe site secțiunea Examene Naționale Bacalaureat în data de 29 iulie. Vizualizarea acestora nu poate conduce la reevaluarea lucrării sau modificarea notelor acordate. Părinții și elevii nu vor putea să facă însemnări pe lucrări, nici să le multiplice sau fotografieze.